Toți primarii condamnați penal își pierd funcțiile. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, iar instanțele trebuie să țină cont de ea. În județul Gorj, doi primari au scăpat de aplicarea acestei legi pentru că le-au expirat perioadele de condamnări penale definitive pe care le-au avut pentru diferite fapte. O mână de ajutor pentru primarii penali a venit chiar de la instituția prefectului Gorj, care a amânat în repetate rânduri emiterea unui ordin de eliberare din funcția primarilor condamnați, invocând diferite motive. A fost emis ordinul prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului de la Comuna Drăguțești. Asta, ca urmare a unei condamnări pe care a suferit-o, chiar dacă aceasta este cu suspendare. În acest moment, atribuțiile lui Moșoiu au fost preluate de viceprimarul Irine Lungureanu. Trebuie să fiu pregătit, e normal, să continui ce a început domn primar și să duc la bun sfârșit anumite proiecte. Sincer, nu mă așteptam. A apărut ca o chestie surpriză. La nivel de comună, vă dați seama că nu e prea bine. Domn primar a început anumite proiecte, sau decizia asta, o respectăm și mergem înainte. Dat fiind faptul că mai are un proces pe rol, situația sa juridică nu se va lămuri până la alegerile locale de anul viitor, așa că Moșoiu ar putea să-și ia gândul de la o eventuală candidatură. Ești inculpat într-un dosar penal, nu poți fi pe lista PNL la alegeri, îi transmit șefii săi. Regulamentul jocului la liberali, adică statutul nostru, cum bine spuneți, nu permite, dacă ești implicat într-un proces penal, să fii candidat. Deci nu condamnarea care, din păcate, este la activul domnului primar, care, și pentru mine l-am cunoscut acum 2 ani și ceva pe domnul Moșoiu, nu acum, este un om deosebit, da. Astea sunt regulile partidului. Cel care a sesizat prefectura și a cerut aplicarea legii este fostul primar PDL Ion Modroiu. Acum cei doi sunt colegi în PNL, iar Moșoiu nu este singurul ales local care a avut probleme cu legea. Zilnic, harta primarilor penali se îngroașă. Spre exemplu, primarul din Padeș, Mihăiță Troacă, rămâne în fruntea primăriei. I-a expirat perioada de condamnare. Troacă are la activ numai puțin de 8 dosare penale în cercetare. Nici primarul din Peștișan, Florin Pavel, nu este străin zornăitul de cătușe. Cercetat în mai multe dosare penale, la numai o zi după ce a depus jurământul pentru un al treilea mandat de primar al comunei Peștișani, Florin Pavel a fost nevoit să dea primăria pe o celulă a IPJ Gorj. Acesta s-a aflat în arest preventiv o bună perioadă de timp, apoi eliberat din cătușe a revenit la primărie. Un alt edil, o altă ilegalitate. Primarul din Borăscu, Constantin Țacu, a fost cercetat de DNA pentru fapte de corupție.